Ion Nicolae este cheia transferului la Steaua mijlocașului Constantin Budescu, despre care ziarele scriu că ar fi semnat deja cu Steaua. Surse din staful clubului Astra ne-au asigurat astăzi după prânz că Budescu nu a semnat niciun contract cu echipa din Ghencea, deși între Gigi Becali, jucător și club au avut loc discuții. Conform DigiSport, aseară Gigi Becali l-ar fi convins pe Budescu să evolueze la Steaua în următorii 4 ani. Potrivit sursei, oficialii Astra au afirmat că transferul se va realiza la formația care îl va convinge pe mijlocașul ofensiv, dar între timp lucrurile au luat altă turnură. Temerile sunt legate de necesitatea de a nu ceda unul dintre cei mai buni jucători la rivala numărul 1 pentru titlu, dar și legate de faptul că Șumudic ar putea pleca, ceea ce l-a făcut pe Ioan Nicolae să nu-și dea încă acceptul pentru transfer. Ultimele detalii în privința transferului lui Budescu au fost oferite de președintele Astrei, Petre Buduru. Deocamdată el trebuie să se prezinte la program să plece în cantonament cu echipa luni. Deocamdată nu avem acordul președintelui să îl dăm la Steaua, dar orice se poate întâmpla. Este nevoie ca președintele să-și dea ok-ul pentru ca Budescu să fie vândut. Strategia noastră este să-l vindem. Trebuie să dăm un jucător și Budescu este cel pe care dorim să-l transferăm. Plus că i-am promis și lui că îl vom lăsa să plece în iarna aceasta. Orice se poate întâmpla până luni, negociem cu Steaua, dar luăm în calcul toate ofertele, mai poate dura câteva zile, a spus Petre Buduru pentru DigiSport. Oferta Stelei pentru Astra este una generoasă, astfel clubul ar putea primi 1 milion de euro net, sumă achitată în maximul 24 de ore. Oferta Stelei pentru Budescu este 20.000 de euro salariu lunar, 4 ani durata contractului și 200.000 de euro primă pentru calificarea Stelei în grupele Champions League. Al Ahly Dubai a fost cealaltă alternativă pentru Budescu, însă acesta a refuzat oferta dorind să rămână în circuitul național pentru Europa 2016. Buduru susține însă că pe numele jucătorului mai sunt două oferte, astfel că este de așteptat ca giurgiuvenii să negocieze la sânge cu Becali. A rămas valabilă și oferta de la Arabi, care probabil nu i-a convenit jucătorului, dar mai sunt încă două variante pentru el, a mai punctat oficialul Astrei. La rândul său, Dani Coman a confirmat discuțiile cu Steaua. Sunt discuții cu Budescu. Oferta din Qatar este de actualitate. Avem și discuții cu Steaua pentru el, și Reghe și domnul Becali și-l doresc. E normal ca lumea să-l vrea pe Budescu.